Salutare și bine v-am găsit la un nou clip educativ de pe acest canal. Eu sunt Katie, el este Titi, în caz că vă era dor de micuți, o duce foarte, foarte bine. Astăzi vreau să discutăm despre infecțiile respiratorii la hamsterici. În primul rând vreau să încep prin a spune câteva cuvinte. Rozătoarele au căile respiratorii foarte, foarte sensibile și este de datoria noastră să avem grijă de ei ca să nu le facem rău în vreun fel. Într-un clip anterior am explicat ce nu trebuie să se afle în camera hamsterului, mai exact mirosul, nu parfum, nu lumânări parfumate, nu odorizante de cameră, fără parfumuri. De asemenea, v-am spus de foarte, foarte multe ori să nu folosiți rumeguș sau talaj deoarece sunt foarte, foarte prăfoase. Se pare că Titi e foarte energic azi. Aceasta este căsuța lui de pe site-ul Hamster România. Știu că am primit foarte multe întrebări de unde o am, de acolo. Ca și așternut safe, cânepă, hârtie, puteți amesteca chiar și cu fân. Se pare că Titi a aruncat cu cânepă pe afară, pentru că eu asta folosesc în acest moment la ei. Și să începem cu semne că hamsterul s-ar putea să aibă nevoie de o vizită la veterinar. Un prim semn s-ar putea să fie respirația mai accelerată, adică respiră mult mai repede și depune un efort mai mare pentru a respira. De asemenea, când respiră, dacă scoate sunete ca un clicăit, dacă respirația este zgomotoasă, trebuie neapărat să mergeți cu el la veterinar. Până la urmă, nici noi oamenii nu ar trebui să respirăm zgomotos. De asemenea, dacă vedeți că îi curg nasul și ochii, s-ar putea să fie o problemă. Nu ar trebui să găsiți umed ca o secreție în jurul nasului și ochilor. De asemenea, un alt semn că hamstericul vostru suferă ar putea fi lipsa de apetit. Dacă vedeți că nu mai mănâncă cum o făcea înainte, că nu mai este activ, că este moleșit, asta nu este bine. Moleșeala e un semn de boală. Un alt semn este faptul că atunci când respiră are o poziție aplecată, ca și cum ar face cocoașă. Nu este în regulă? Urmăriți-i regulat poziția și vedeți cam cum stă el. În general, cocoașa nu este bună, cocoașa poate apăra și la o rotiță prea mică, dacă aleargă pe o roată mică, se va crea cocoașa, deci oricum ar fi, hamsterul n-ar trebui să stea cocoșat. Dacă îl vedeți că este complet inactiv, nu mai folosește roata, nu-l mai vedeți deloc prin cușcă, inclusiv seara, pentru că hamsterii sunt nocturni până la urmă, dacă își schimbă comportamentul foarte brusc, adică dacă el era un hamster care nu mușca de obicei și începe să muște, să fie rău, asta poate fi un semn, inclusiv chițăitul fără niciun sens la tine și faptul că vrea să te muște, nu este în regulă. Hamsterii nu ar trebui să fie foarte agresivi, iar dacă era un hamster foarte liniștit și a devenit brusc agresiv, trebuie mers la veterinar pentru că este un semn de durere. Când vă luați un animăluț, este o mare, mare responsabilitate și e datoria voastră, în caz de se simte rău, să mergeți cu el la un expert. Recomand să mergeți la un veterinar care are experiență cu animalele exotice, am mai explicat chestia asta și în clipuri anterioare, și trebuie întotdeauna să aveți acolo un pușculiță, câțiva bănuți, strânși separat în caz că hamsterul vostru pățește ceva grav și trebuie urgent dus la un veterinar. Nu uitați să dați like, subscribe și un click pe clopoțel ca să fiți notificați de fiecare dată când postez. Le mulțumesc și membrilor că sunt mereu aproape, înseamnă foarte, foarte mult pentru mine. Mulțumesc pentru vizionare, întrebări, nelămuriri, comentarii, orice mai jos, întotdeauna le citesc pe toate și da, cam atât am avut de zis, sper că v-am ajutat și nu uitați, siguranța hamstericului este foarte, foarte, foarte importantă și noi trebuie să avem grijă de ei, așa că fără parfumuri în cameră, fără rumeguș, fără talaș, aveți o groază de ghiduri în video la mine pe canal, mă încurc, e de dimineață când filmez. Da, aveți o groază de ghiduri și haideți să avem grijă cum trebuie. Ne vedem în următorul videoclip. Bye!